Avem primul caz confirmat de infectare cu COVID-19 pe teritoriul României. Vom avea și noi probleme cu acest coronavirus. Problema este magnitudinea la care va fi această problemă. Începând de astăzi, se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României. Lumea s-a oprit. Oprește-te și tu. E o obligație. Comportați-vă cât mai responsabil. Așteptarea e grea. Întrebările sunt multe. Colega mea, Diana Brâncuș, vine cu toate datele oficiale de care avem nevoie. Diana, bine te-am regăsit. Ce se întâmplă pe stradă? Ce se respectă și ce nu? Ne va spune colegul meu Alex Costache. Luiza Ghirardă, colega mea, ne explică. Bună dimineața, Luiza! Ce alte măsuri mai prevede ordonanța, ne spune chiar acum Marius Popescu. Marius, bună seara! Nu există întrebare irelevantă. Aflăm totul împreună de la cei care au răspundere. Te invit să-ți păstrezi calmul și împreună să fim responsabili. Eu verific informația înainte ca tu să o afli de la televizor. Acum trebuie să asculți. Vă aducem la cunoștință următoarele decizii. Mii de probleme care nu mai suferă amânare. Informații adevărate, în timp real, din surse sigure. Scenariul 4 se va activa în momentul în care România va înregistra 2000 de cazuri. Până acum, armata a avut aproape 500 de misiuni legate de lupta cu COVID-19, la care au luat parte peste 3000 de militari. Oprește-te! Ascultă! Populația poate ieși din locuințe doar pentru a cumpăra alimente sau medicamente, pentru a merge la serviciu sau în situații de urgență. TVR1 e datoria noastră să afli.